Dragi prieteni, bună ziua! Suntem în satul Săliște, raionul despre Mărunt Speci. Astăzi, magiatul nostru face 84 de ani, domnul Serghei Ivan. O surpriză din partea copiilor. Piscutare! Hei, bună ziua! Azi mult, da? Da, dar tot așa vreau să mă întreb. Sau de ghinghe, fac ca să băieții noștri. Bine, Sergei, bună ziua! Azi vreau să mă întreb, dar și nu poate fi surpriză la copii? Nu uitați jos de dumneavoastră și păcat la moment nu poate fi alături de dumneavoastră. Dar prin intermediul meu să încerc măcar să le transmit. Cum pot eu? Cu un tort, cu vare de dumneavoastră. Sunt băieți și două fete și atât copii și azi unul lângă, doi lângă noi. Dar ce să facem dacă așa timpurile și vremurile? Da. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și toți copiii să trăiască la mulți ani. Toți să trăiască, să trăiască. Păcate ceva. Păi, mă zași e gărgat. Zboare, sunt neiertători, se duc pe apă limpede de la vale. Anii zboare, sunt necruțători, se duce tinerețea. Iar poți mei salve, cât i-am adunat. Și pe râul plin de valuri, ani cât au fost, i-am aruncat. Este ziua mea, un an s-a mai sfârșit vreună. Este ziua mea și toți suntem împliniți. Da, este ziua mea, plin de prieteni sunt. Este ziua mea și simt că sunt împliniți. Da, este ziua mea și simt că sunt împliniți. Mă zic un mesaj pentru toți cei care ne văd, ne aud. Pentru toți cei care poate trăiesc. Niciodată nu uitați drumul spre casă și luați exemplu la copiii care niciodată nu uitați de unii. Pornit? Și care niciodată nu uitați de părinți. Mă uită bună. Și grijă care ți-a acordat. Înseamnă că au educație bună. Au ce și-a bună. Au. Nu, am avut, dar i-a educat așa cum am. 7 copii, suntem la număr. Frate, cheamă-mă să vin. Să ne strângem împreună, sufletul de dormit plin. Ne-ntâlnim câteodată, parcă-n fica trei străini. Mama e singură lăsată și ne-ntreabă când venim. Mama e singură lăsată și ne-ntreabă când venim. Frate, frate, frățioare, cărăroșa nu uita. Frate, frate, frățioare, cea de la căsuța ta. Frate, frate, frățioare, zice o vorbă din bătrâni. Sângeapă nu se face, frate, cheamă-mă să vin. S-a deschis fereastra ca o iarnă veche. Mama ne așteaptă nopți întregi de veche. Să venim acasă și măcar o dată să mai strâm la masă, așezați grămadă. Să venim acasă și măcar o dată să mai strâm la masă, așezați grămadă. Pe deasupra porții înfloresc salcâmii și-n taina nopții.
miroase pâine, rumene și calde, mama noastră coace, din făină albe, cu lumaș de pace. Rumene și calde, mama noastră coace, din făină albe, cu lumaș de pace. Și-l zice, du-te, prin străin departe, împăsește puii de război și moarte, să le meargă toate, toate să le iasă, și de-o fi să poate să mai vină acasă. La mulți ani! Mulțumim frumos! Și sperăm tot lumea să fie acasă. Doamne, la 100, sfinte-o scopie așa. Chiciore și ora să aia. Ce pe jet cu voia Domnului? Acum o să fac o piesă special pentru băieți care nu sunt dumneavoastră aprobate. Dar noi sperăm, cum așa menționat, la 100 să fie acasă. Măcar până atunci. Nu, până atunci, e târziu. Mai degrabă. Mai degrabă. Eu sunt departe și mi-e dor, dar nu mă plâng de soarte. Îmi fac ce pot pentru cei dragi, rămași pe un colț de harte. Am învățat să mă descurc și aici sunt printre oameni. Am și haine și un lăcaș și nu-mi lipsesc nici banii. Am învățat să mă descurc și aici sunt printre oameni. Am și haine și un lăcaș și nu-mi lipsesc nici banii. Dar eu mai cred, încă mai cred împreună. Speranța nu mă lasă, știu că odată într-o zi voi reveni acasă, și că va fi un cer sinin și drumurile pune. Părinții mei un vor venit, din suflet îmi vor spune. Mămica mea un bun venit, din suflet îmi vă spune. Tăticul meu, dragul mare, cum ați spus? Tati, mulțumim frumos, viață frumoasă, Ion, Carmen, frumos, o piesă pentru părinți, primeau părinți în viață, prețuiții, e un lucru foarte sfânt, îl prețuim atunci când pierdem. Da, când cu părinții, de atunci e târziu, amă că suntem. Prețuiți, uitați și părinți, că ca niște florile, în forme, în tot, când e vreo, este valabilitate. Am avut și eu odată dorule, o măicuță și un tată dorule. Eu la prieteni mă țineam, la părinți nu ajungeam, la părinți nu ajungeam, dorule. Da, părinții, părinții, frumoșii mei părinți, târziu înțelegem că au fost niște sfinți. Da, părinții, părinții, frumoșii mei părinți, târziu înțelegem că au fost. Ca niște sfinți. Ca niște sfinți. Facem o prima dată când ne gândarează că vei, dar mi-o zic Morgan. Frumos. Să o facem. E liniște în codrul verde și în satul meu. Iar
Tatăl plecat de mult de acasă și-l aștept mereu. Tăticul meu e la război, de când aveam un an sau doi. Și nu mai vine înapoi, tăticul meu. Tăticul meu e la război, de când aveam un an sau doi. Și nu mai vine înapoi, tăticul meu. E liniște în codrul verde și în satul meu. Iar tata-i dus de mult de acasă și l-aștept mereu. Tăticul meu e la război, pe când aveam un an sau doi. Și nu mai vine înapoi, tăticul meu. Tăticul meu e la război, de când aveam un an sau doi. Și nu mai vine înapoi, tăticul meu. E liniște în codrul verde, satul meu. Iar tata-i dus de mult de acasă și l-aștept mereu. Tăticul meu e la război, pe când aveam un an sau doi. Și nu mai vine înapoi, tăticul meu. Tăticul meu e la război, de când aveam un an sau doi. Și nu mai vine înapoi, tăticul meu. Maică, măiculița mea, știu că așteptare grea. Dar ochii tăi privesc cu dor, este orice trecător. Maică, măiculița mea, eu știu că așteptare grea. Eu mă întorc neapărat, noi de tata n-am uitat. Maică, măiculița mea, eu știu că așteptare-i grea. De ochii tăi privesc cu dor, despre orice trecător. Maică, măiculița mea, eu știu că așteptare-i grea. Eu mă întorc neapărat, eu de casă n-am uitat. Eu de tăticu n-am uitat. Știi, mamică? N-am uitat. Niciodată. Trăieți, nu uitați. Mulțumesc la toți. Feciorii, fiicele, rudele, nepoțăilor. La toți le mulțumesc frumos. M-a invitat și nu uitați de tăticu. Ajuns la vreo să ședim. 84. Cu greu puțin. Mulți înainte. Mulțumesc. Mulțumesc! 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 Mulțum